Yoga pentru pace. Nadi Shudi. Cuvintele Nadi Shudi literalmente înseamnă curățarea Nadis. Când spunem Nadis, nu ne referim la cele 72 de mii, deoarece aceste 72 de sunt doar o ramificare a celor două Nadis de bază, Pingala și Ida. 36 de mii se ramifică din Pingala, 36.000 se ramifică din Ida. Aceasta este fiziologia energetică a ființei umane. Atunci când spunem Nadi Shudy, ne referim la curățarea fundamentală a Pingala și Ida, astfel încât sistemul energetic va funcționa în echilibru. Există o conexiune între respirația și structura ta mentală. Să aduci echilibru la nivelul gândurilor tale este un pas foarte important pe care trebuie să-l faci dacă vrei să aduci echilibru în activitatea, în emoțiile, în rezultatele vieții tale și în impactul pe care l-ai în viața altor oameni, Nadi și Judy joacă un rol important. Iată câteva recomandări care vor crea condițiile optime și care îți vor spori semnificativ receptivitatea față de practici. Te rugăm să te asiguri că telefoanele mobile sunt fie în modul silențios, fie închise. Este recomandat să nu începi programul cu stomacul plin sau imediat după masă. Te rugăm să stai așezat, coloana dreaptă în mod confortabil, mâinile neîncrucișate și palmele deschise. Aceste condiții te vor pregăti să fii într o stare sporită de receptivitate și să capeți maximum de beneficii din practici. Aceste practici sunt foarte sigure și simple și pot fi făcute de către oricine. Practicile pe care le vom învăța aici pot fi făcute de către oricine cu vârsta de la șapte ani în sus. Dacă porți ochelari, te rugăm să-i dai jos și să-i ții deoparte în timp ce faci practicile yoga. Cum să faci Nadi Shutt? Ia Ea va demonstra, te rugăm să observi. Așează-te într-o postură cu picioarele încrucișate, Coloana dreaptă în mod confortabil, ochii închiși. Mâna stângă trebuie să fie poziționată lejer în poală, în mijloc, palma îndreptată în sus. Folosește doar mâna dreaptă. Folosește degetul mare și degetul inelar. Îndoaie degetul mijlociu și degetul arătător. Ține degetul inelar și degetul mic, drepte și lipite. Acum, blochează nara dreaptă cu degetul mare și inspiră prin nara stângă. După ce inspirația este completă, expiră prin aceeași nară. În mod similar, folosind degetul inelar, blochează nara stângă și inspiră prin nara dreaptă. Apoi, expiră prin aceeași nară. Din nou, blochează dreapta și deschide stânga, inspiră, apoi expiră. Continuă astfel. Ține atenția asupra respirației. Așadar, când faci acest Nadi Shuti, cel mai important aspect este să inspiri complet și să expiri complet, pe cât de încet și de ușor poți tu. Nu ar trebui să scoți niciun sunet atunci când expiri sau inspiri. Așadar, ca asta să aibă loc, trebuie doar să ții minte un aspect de bază, astfel încât Nadi Shuti să se întâmple de la sine vei schimba întotdeauna după fiecare expirație. Asta înseamnă că, prin oricare nară inspiri, prin aceeași nară expiri. Faci Nadi pentru un minimum 4 minute. Câteva corectări pentru practică. Nu ține mâna stângă pe coapsă. Mâna stângă trebuie să fie poziționată lejer în poală, în mijloc. Pentru a clarifica, la mâna dreaptă folosești numai degetul mare și degetul inelar. Ține degetul inelar și degetul mic drepte și lipite. Dacă nu poți să lății drepte, îndreaptă-le cât poți. Îndoaie degetul mijlociu și degetul arătător. De asemenea, există tendința de a ține capul jos sau întors într-o parte. În mod inconștient, s-ar putea ca fața ta să se încline într-o parte sau în alta. Capul trebuie să fie drept. Dacă menții asta, sistemul tău va ajunge foarte rapid la echilibru. Asigură-te că nu apeși prea tare pe partea de jos a nării. Localizează septul nazal pe nara dreaptă. Dacă poziționezi degetul mare la doar un milimetru sub acesta, poți bloca nara în mod eficient, cu foarte puțină presiune, astfel încât aerul să nu poată scăpa deloc. Asigură-te că nu respiri în mod superficial, în mod normal, sau că nu ții respirația. Inspirația și expirația trebuie să fie complete. Acum, vom face împreună nadișuti. Așează-te într-o postură cu picioarele încrucișate, coloana dreaptă în mod confortabil. Dacă nu poți să stai așezat pe podea, poți sta așezat pe un scaun cu picioarele încrucișate în dreptul gleznelor. Mâna stângă trebuie să fie poziționată lejer în poală, în mijloc, palma îndreptată în sus. Folosește doar mâna dreaptă. Folosește degetul mare și degetul inelar. Îndoaie degetul mijlociu și degetul arătător. Ține degetul inelar și degetul mic drepte și lipite. Închide ochii. Acum, blochează nara dreaptă cu degetul mare și inspiră prin nara stângă. După ce inspirația este completă, expiră prin aceeași nara. Acum, folosind degetul inelar, blochează nara stângă și inspiră prin nara dreaptă. Apoi, expiră prin aceeași nară. Din nou, blochează dreapta și deschide stânga. Inspiră, apoi expiră. Continuă să faci asta până când te rugăm să te oprești. Ține atenția asupra respirației. Inspiră complet. Și expiră complet. Practică pe cât de încet și de ușor poți tu. Asigură-te că ții coloana dreaptă în mod confortabil. Asigură-te că ții capul drept. Continuă să ții atenția asupra respirației. poți încheia cu o expirație prin ara stângă și te poți opri. Te rugăm să deschizi încet ochii.